Bună ziua! Ce fac? Fetele noastre frumoase de la Dar de Palanca. Munciți? Da. Mă bucur. La ce? Ce facem? Harta empatiei. Harta empatiei. Cine lucrăm? Rebecca Ghidirim. Rebecca Ghidirim, 16 ani. În octombrie 2018, la biblioteca publică din satul Palanca s-a petrecut un seminar Gen Moldova, proiect se numește UIACT. Proiectul este bazat pe dezvoltarea antreprenoriatului social și ne-au propus să facem un proiect. De asemenea, a ajutat gimnaziul Palanca, elevii din toate clasele au strâns bani și ei și ne-au ajutat, ne-au susținut și am plecat la centrul de copii din Olănești. Larisa Voloh este profesoară de istorie în gimnaziul Palanca din 1993. Atunci când a decis că poate schimba mai multe prin implicarea în soluționarea problemelor comunității, a candidat la funcția de primară. Din 2007 deține neîncetat această funcție. A reușit să aducă în sat proiecte și bani din care a reparat gimnaziul, biblioteca, grădinița, a rezolvat problema iluminatului stradal, canalizarea. Astăzi, pe lângă proiectele mari, susține tinerii în a-și împlini visele la ei acasă. Să dezvolte afaceri sociale prin care să susțină bătrânii, dar și tinerii care au nevoie de ajutor. Pentru mine a fost o surpriză, pentru că de foarte multe ori suntem tentați să subapreciem capacitățile copiilor noștri. Îi socotim că încă nu sunt prea bine pregătiți, că nu au unde ajuns idei. Și am rămas profund surprins atunci când am auzit și când le-am cunoscut pe aceste trei fete. Minunate de altfel. Au fost oameni care ne-au ajutat, iar au fost oameni care ne-au refuzat. Și atunci noi ne simțeam cam descurajate și ne gândeam că parcă nu facem ceva corect, parcă mergem împotriva cuiva. Am avut probleme pe parcurs pentru că inițial nici pentru ele nu era clar ce înseamnă un antreprenoriat social. Nici eu nu înțelegeam ce vor ele la început și le spuneam că ceea ce fac ele de fapt este mai mult un voluntariat și din asta nu o să iasă. Aveam temeri că lumea nu o să le susțină și atunci o să le dezamăgească și aceste trei fetițe minunate vor rămânea la nivelul ideii și nu vor realiza ceea ce își doresc cu adevărat. Aveți și alte planuri în afară de a susține copiii de la casa de centrele comunitare? Plan garderobă socială. Să deschideți o garderobă socială. Ne-am planificat să colectăm bani pentru a cumpăra o mașină de spălat și a face curățătorie chiar aici în Palanca. Facem acest lucru pentru că ne iubim satul și ne pasă de oamenii din sat. Pentru că dorim și în continuare să trăim în această frumoasă localitate. Tinerii sunt cei care trebuie să se implice și să schimbe lucrurile spre bine. Mizez foarte mult pe cei tineri, mizez foarte mult pe doamnele, pe femeile care sunt ingenioase, care au inițiative, care își doresc mult să facă ordine la ele acasă și în același timp să aducă și un beneficiu întregii comunități prin faptul că oamenii să se simtă bine aici la ei acasă, în satul în care vor să trăiască și în continuare.